și-au dobândit cetățenia română și la ora actuală sunt cetățeni ai României. Iar în după 90 sunt musulmani care au din alte țări islamice și la ora actuală și unii dintre aceștia și-au dobândit cetățenia, iar majoritatea sunt oameni de afaceri. Cam așa este structurată la ora actuală comunitatea musulmană din România. Vă repet, aceeași întrebare vreau să o adresez și eu. Oare după ce România își va îmbunătăți situația economică pe viitor și când va fi acest flux foarte mare de migratori musulmani, fie din Pakistan, fie din alte țări cu o situație financiară precară, oare aceștia se pot adapta acestui model, exact cum și domnul Bălășescu a pus întrebarea? Oare noi musulmani din Dobrogea, din România, care am format acest model de secole întregi, ce putem să facem? Deși de aceea v-am spus un dar acolo și am atras un semnal de alarmă și cred că și excelențele voastre cunosc foarte bine, la ora actuală nu există, domnule Emil Rezanu, o ciocnire între suniți și șiiți în România, nu există o ciocnire între musulmani și alte confesiuni, și ortodoxi sau catolici, ba există, și este o realitate, o mică neînțelegere între musulmani suniți, pentru că fiecare migrator, fie că a venit din ce țară, din, să zicem din Egipt sau din Palestina, a venit cu propria lui cultură, a venit cu propria lui civilizație, a venit cu propria lui ideologie religioasă. Aici se pune problema. Știți foarte bine că și islamul, când s-a răspândit, mai ales islamul care a fost în Dobrogea, a fost un islam care a fost sub conform școlii hanefite. S-a propovăduit un islam conform școlii hanefite și dogmei sunite. Dar ceea ce vine din exterior, oare aceștia ce model vor constitui? Întrebarea mea este. Și de aceea, care va mai fi statutul instituției musulmanilor care i-a reprezentat pe aceștia de 8 secole? O altă întrebare, pentru că există o dezbatere. Iar după aceea, exact cum ceea ce s-a întâmplat la ora actuală în Bruxelles, de fapt acum 2 săptămâni, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule profesor, pentru că la ora actuală sunt anumite organizații non-guvernamentale cu caracter islamic care doresc acest model care există în Occident. Aici trebuie noi, lideri religioși, să vorbim într-un stil democratic, fără a aduce argumente din Sfântul Coran sau din tradiția profetului, să punem în dezbatere această problemă din punct de vedere politic și mai ales pentru viitorul României. Aici trebuie noi, lideri religioși, să vorbim într-un stil democratic, fără a aduce argumente din Sfântul Coran sau din tradiția profetului, să punem în dezbatere această problemă din punct de vedere politic și mai ales pentru viitorul României. Aici trebuie noi, lideri religioși, să vorbim într-un stil democratic, fără a aduce argumente din Sfântul Coran sau din tradiția profetului, să punem în dezbatere această problemă din punct de vedere politic și mai ales pentru viitorul României. Nu dorim totuși să transformăm această discuție, pe o dezbatere pe teme religioase. E adevărat, întrebarea rămâne însă deschisă și... Întrebarea e valabilă și... Rămâne deschisă și... Intoleranța și fenomenul de respingere nu țin de semnele diferite ale celor două mișcări. Adică cel care primește, respectiv, versus cel care vine. În ultimii 150 de ani, două dintre cele mai sălbatice războaie din istorie sunt războiul civil american de secesiune. De o duritate și de o violență extraordinară. Între american și american, respectiv războiul între musulmani și musulmani, între Iran și Irak. Da? Deci,
Nici americanii nu au fost încă atât de loviți de musulmani, cum s-au lovit ei înșiși și în 1961. Nici Iranul și Irakul nu vor fi niciodată atât de loviți cum s-au căsăpit unitanții în anii 80. Bun. Dar mă scuzați, știți că acolo a fost un factor care a explodat, care a determinat să fie acest război între musulmani. Deci vreau să spun că faptul că dumneavoastră sunteți înțelegători și toleranți de multe sute de ani aici, nu vă va indica să răzăvorâți ușa moscheei dacă vin prea mulți pakistanezi famelici și dezordonați, autici, la Constanța. Se poate întâmpla și asta. În psihologia oamenilor funcționează ceea ce un scriitor german, Enzensberger, spune sindromul compartimentului de tren, pe care îl cunoașteți fiecare dintre noi. Ultimul venit într-un compartiment de tren nu este niciodată binevenit. Între cei care stau deja în compartiment, se încheagă discuții, se înfirică o familiaritate, chiar dacă oamenii rămâne cunoscuți unii celorlalți. Când apare ultimul, toți ăștia au ceva împotriva celui venit. Chiar dacă se cunosc la fel de puțin cum se cunosc ei. Așa-i cunosc de abultarea. Bun. Da. Ce și cu bulgarii ăștia? Deci asta, nu suntem imuni la fenomene de respingere și nu se pot crea nici modele. Dar haideți să facem soluții practice, să aducem soluții practice. De ce să vină pakistanezi? Mai bine să vină chinezi. Faceți domnul prefect o barieră și spuneți numai pentru chinezi. Bun, numai pentru chinezi. Să facem experiențe cu confucianismul puțin. Da, de adevăr, nu ne bucăm.